cunoscutorul jurnalul fericirii, cea mai citită carte în România după Sfânta Scriptură, fiind vândută potrivit estimărilor în peste o jumătate de milion de volume în doar 20 de ani. Acest lucru este pus în întregime sub semnul credinței. Aceasta se face prin reproducerea de către creștinul culmonat Nicolae de la Rodia, la începutul volumului Convinesc Scripturistic din Evanghelia după Marcu. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Din cele scrise de în jurnal și, în general, în articole și în cărțile lui, și din cele pe care eu am înțeles de la el personal, atât cât am putut prin cele de la vârsta pe care am dat atunci când am cunoscut, nu cred că Amanatul din ea scumpărat, din coasta diavolului ei la Măreșene, să-i fi plăcut mai mult un alt text scripturistic decât acesta. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Convertirea la creștinism este cod și doare pentru viața intelectuală la biserică. Dar ce prin credință ia convertirea, face din cel botezat o nouă ființă, spunea el. Așteptat de multă vreme, actul concret realizat în celula de la Jelava îi modifică existența, îi dă încredere, îl împlinește, îl determină să mărturisească. De fiecare dată când are ocazia, bucuria transformării interioare. În viziune ștainbrachiană, credința este identică cu ridicarea unui văr de pe ochi, cu acceptarea unei alte realități a adevăratei realități. Vederea aceasta este un act unic, ce nu se poate realiza decât prin credință, așa cum afirmă. Credința ne dă bucurie pentru că ne pune brusc în raport cu ceea ce este real. De unde rezultă că realitatea, realitatea cea nemăcută, e frumoasă? Sau, citesc din nou, credința în Dumnezeu împare în deplinul înțeles al cuvântului actul cel mai realist ce poate fi. Este acceptarea adevărului și repădarea iluziilor. Credința nu câștigă pentru om, pentru un alt mod de viață, dar la îndobnicire, la dumnezeire, la schimbare interioară, chiar și exterioară. Iar pentru oamenii ei firești, de manifestare este echilibrul și bun simț. Așadar, pentru Părintele Nicolae, descoperirea lui Hristos, credința este, pe de o parte, direct legată de opțiune de curaj a omului, de îndrăzneală a lui, și conduce cunoașterea lui Hristos într-un mod deosebit și bun, iar pe de alta este darul lui Hristos pentru cel care îl întâlnește. Credința creștină, spune Părintele. Așadar, creștinismul este un mesaj existențial, care face din existent ceva mai paradoxal și mai greu decât a fost odată înainte și a mai putea fi odată în afara creștinismului. Creștinismul pe place, liniște, odihnă, dar în seapă și monotone, ci pe care aventurii cele mai temerate a luptei neîncetate, a acrobației cele mai riscante, un trapez la mare înălțime și nicio pasă de desubt. Dar nu există credință teoretică, potrivit Părintele Nicolae. Credința nu se dovedește decât în dinamismul ei, adică în fapt. Există pe de-o parte, afirmă el, un activism, un mod de liniște a credinței în a deveni lucrativă. Iar pe de-alta, un perpetu accent așezat asupra lui acum și imediat la fapte. În cazul cel din tâi, acea de liniște a săvârșirii fapte, ia fapta confirmă credința, cele două sprijinind Dumnezeu și Domnul. El afirmă, citez, dacă prin credință ne apropiem în modul desăvârșit de Hristos, dacă ea este cea mai bună cale spre mântuire, nu e mai puțin adevărat că fără fapte credința e moartă. Creștinul era cu biserie străin păcat, în înțeles scopul și comun, dar arăta Părintele Nicolae Ștain același risc. Creștinii se cere să ferească și de faptele pe care pot obișnui. Nu le așez, nu le așează, nu le așezăm între greșelile de moral. Neozia, postina, fățărăcia, nepăsarea,
astfel explicând atitudinea lui Hristos față de sfântul lucrurilor care nu a mânat cum să aibă oară de regenerat în lucrurilor, Nicolae își trebuie în demonstrație de când iubării stregate să își aparte în mine oricând, cu timp și fără de timp, smochinul când vrea să aibă o oară permanent, smochinul este de fapt omul. Iminența trimite însă tocmai la timpul limitat pe care avem în Sărbășia Paștelui. Acum, în timp, îl avem pe afacere pe care ei să nu-l pierde. Va veni o vreme în care va urma doar a fi, în care mai putem face nimic. În același context, el, autorul, ne atenționează. Cu Dumnezeu nu-i de rând. El ne cere. Ești cu țara ta și din puterea ta și din casa ta părinților. Ia-ți conceata. Vino după mine. Vegheați-vă. Spălați-vă și curățați-vă. Du-te și strigă. Scoală-te. Ridică-ți sfatul și umblă. Nu se stăpă. Nu-i o să te împotrivă, te confort, te nu adresare. Domnul ne cheamă la trebuie serioase. Moartea e de noi. Și noi cu țigara în pat, ca un omov, o respectiv pe niște bride, ca și mafie. Esențe, ca mată, în Scriptură, în chiar ce cealaltă. La Părintele Nicolae există însă un accent deosebit așezat asupra relației dintre credință și fapt. Împlinirea acestora finalizată de mărturisire. Trăim și suferim într-o perioadă de libertate strânsă, de omărire, de constrângere, când multul ar se părea suficientă credința teoretică și interiorizată, trecută și remanifestată. Monacul devine drastic și atenționează categorii asupra aparenților înșelătoare, asupra niciunii, falsități și dedublări, la care ajung cei care își spun că astfel pot sluji și lui Dumnezeu și stăpânirile tale și manifestate ca fiind împotriva lui Dumnezeu. El zice, nu vă îmbrăcați în apă rece, rostit în sinea voastră, îl iubesc pe Domnul în taină, nu îndrăzneți la mărturisit, însă stare, de formă, nu există. E o iluzie, un șerpi pe care îl putem aduce de la o minciună a lui. Dacă în orice fel îl lărăim pe Hristos în fața oamenilor, asemenea cunoștință, dacă le dăm acestor impresia că nu sunt în care credința noastră l-am și lepădat pe Hristos, fără mai fi nevoie să aducem jertfe, indiferent. În chiar ce dată. Descoperirea de care se bucură din partea lui Hristos îl obligă pe om la mărturisire, la a face cunoscut pe cel care îi se dezvăluie, la a transmite la altă bucuria de care el se împărtășește, de care el se împărtășește. Citat. Să nu se îngrijoreze nimeni. Oricui este dat, oricând, nu mai în momente de orice, al mărturisirii de om, ci poate această mărturisire de zi cu zi, în împrejură modeste și mărunte, nu-i deloc mai ușoară decât cea eroică pe care nu am învățat. În chiar ce dată. Referindu-se la situațiile care Hristos le cere una dintre contemporanii săi, să nu spună nimănui despre vindecările pe care el le-a făcut, despre numărul Hristoasă. Steiner crede că există o singură poruncă pe care Domnul le exprimă și pe care ne este îngăduit să nu o respectăm. Nu poți să taci când ești îmbogățit o minune. Nu poți să taci atunci când ești creștin. Iată de ce creștinul adevărat nu va fi decât un mărturisitor curajos al trăirilor lui. Indiferent de loc, de situație și context. Ori chiar niciuna acestea. Părintele Nicolae, în concepția lui, de esența mesajului credinței ține și curajul rostit asupra realității și adevărului în mijlocul cărora creștinul dezvierge. Când el la aceasta este însuși care prețuiește curajul, fidelitatea și refuzul de a denunța, de a ține prieteni și prin aceasta de a termina de recunoscut. Faptul că viața acestui om a fost transformată tocmai de felul care știm de înfiire, faptul că el și-a mărturisit curajos credința prin fapt, reiese din felul în care s-a comportat creștinește și smerit, dar curajos și de necredință. Așa cum răspundă cu claritate și din copiile sale cu citesc din nou. Am intrat în închisoare ori. Și
nasul Ihosan. Am intrat nemulțumit. Ies cum sunt fericirea. Am intrat nervos, supărăcios, sensibil la freacă. Ies nemulțumit. Sora de ședeața să vreau puțin, acum știu să pus și privarea cu mine, cât de mine. Ies admirul mai presus de orice, curajul, demnitatea, onoarea, egoismul. Ies împăcat cu cei pe care am greșit, cu prieteni și cu dușmanii mei, ba chiar și cu nemulțumit. Stau deci, în genunchi, și mulțumesc pe Hristos, Dumnezeu. Onorat Domnitor, iată de ce Părintele Nicolae Ceanhar a dat o casă creată și se scrie. Citesc din nou. Mai amințitoare vorbă. Nu s-au rostit niciodată. În afară de cred, Doamne, ajută necredinței mele. Despre care îmi spun că dacă din toată Biblia n-ar rămâne decât ele, ar fi de ajuns pentru a dovedi esența divină a creștinismului. Monacul Nicolae de la Rovia este unul dintre cei mai importanți convertiți, trăitori și mărturisitori ai credinței creștine din secolul 20. În credință și în fapt, în viețuire tainică și în cuvântul sfânt, în singurătatea chiliei și în dăruirea de sine celorlalți frați și credincioși, el a întrebat numai cu convertirea unui evreu la creștinism, cât trăirea în Hristos, dovedind că prin înțelegere și asumare, idealul creștin se transformă în realitate și că prin convertire, nu doar prin acea unică în viață, ci prin cea de zi cu zi, nu se realizează decât o întoarcere acasă. Ne-a descoperit un creștinism realist, scos din stereotipii, mărturisitor, viu, dinamic, identificându-se cu toate acestea, scoțându-le la lumină, dându-le viață, trăindu-le.